Odată noi ne-am salutat parcă toți când am venit la această întrevedere. Stimați reprezentanți mass media, noi l-am informat pe domnul președinte despre situația politică care s-a creat în Parlamentul Republicii Moldova după începerea primei ședințe a Parlamentului, după ce au fost constituite unele fracțiuni parlamentare și după ce am lansat și noi unele propuneri de a procede la unele discuții cu partidele politice. Noi știți că am lansat propunere către blocul acum, până în prezent încă n-am primit niciun răspuns și cred că este conform tuturor standardelor europene, normelor europene, partidul care a obținut cea mai mare încredere din partea cetățenilor, din partea alegătorilor, ca acest partid să vină cu propunerea de a începe negocierile și a procede inclusiv și la formarea guvernării. Noi auzim diferite opinii. Cineva are unele ambiții, probabil că mai personale, nu o să le comentăm acum. Noi avem și noi condițiile noastre care, când am invitat blocul acum, am declarat și despre condițiile noastre în care condiții noi putem să negociem cu orice partid politic, inclusiv și cu, în primul rând, cu blocul acum. Reacții la aceasta n-am primit, ușile noastre rămân deschise. Avem și noi un șir de proiecte de legi care, dar considerăm că lucrurile acestea care trebuie să fie votate și în special, în primul rând, proiecte de legi ce ține de consolidare instituțională a statului Republica Moldova, ce ține de unele aspecte sociale, fiindcă este o problemă foarte sensibilă și noi avem inițiative de acest gen, dar acestea considerăm că putem să le discutăm doar la etapa când începem negocierile cu careva din partidele politice, cu careva din fracțiunile deja create politice. Noi rămânem în continuare deschiși, suntem gata să negociem. Despre poziția noastră l-am informat și pe domnul președinte. Cred că lucrurile rămân foarte clare, așteptăm reacție colegilor noștri și chemăm pe toți la responsabilitate. Toți les ambițiile sale proprii, politice, de funcții, de alt gen. Haideți să începem să discutăm. Nu poți să vorbești despre ceva dacă nu începi discuțiile. Asta e ce am vrut să vă declarăm. Dacă colegii mei vor să mai adauge ceva, noi am venit în componența actuală la discuții cu domnul președinte, cunoașteți și este și secretarul executiv și secretarul pe ideologie a Partidului Socialiștilor. De ce? Noi rămânem deschiși. Noi n-am început negocierile cu blocul acum. Sunt niște declarații. Și eu consider, până la urmă, dacă vreți opinia mea, sunt niște declarații pur populiste. Haideți să începem discuțiile și atunci vedem. Când o să începem negocierile, atunci am să discutăm orice funcție. Nu cred că este rațional acum să discutăm despre funcții. De fapt, dacă vreți, eu am spus conform tuturor normelor, inclusiv europene, practicilor europene, ar trebui noi să venim cu propuneri de funcții. Noi n-am făcut lucrul acesta, cu toate că am putea și noi să propunem. Noi avem candidaturi, dar nu o să facem lucrul acesta până nu o să începem negocierile. Noi o să începem negocierile și o să facem sau cedări sau înțelegeri cu partidele politicile care au ajuns în Parlament. În primul rând, am spus cui am făcut propunerea. Așteptăm reacțiile. Eu cred că noi am lansat inițiativa. Haideți pe orice platformă să ne așezăm, să discutăm. Asta a fost propunerea noastră. Nu i-am invitat exact în sediul Partidului Socialiștilor. S-a apucat domnul președinte să fie un fel de moderator, să-i asculte pe toți, să încerce pe toți să-i modereze, să-i așeze la masă de negocieri. Dacă e corect așa, o facem și așa. Noi nu negociem acum nici cu PD, nici cu alt partid care a ajuns în Parlament,
Noi, inițiativa noastră, am lansat-o pentru blocul acum, cu nimeni altul, până când nu ducem negocieri și n-am avut niciun fel de propuneri. Ei n-au refuzat categoric. Ei au spus și au înaintat unele condiții ale lor. Dar condițiile lansate în spațiu public este una. Alta sunt niște decorații. Eu cred că este o propunere de a se așeza la masă de negocieri și de a discuta. Când te vezi ochi în ochi, poți să discuți despre ceva. Când ei se uită doar în ochii dumneavoastră și fac declarații populiste, nu cred că asta duce la ceva, la o bună înțelegere. Eu cred că noi avem condiții diferite, nu condiții, noi n-am lansat careva condiții, noi am spus care sunt liniile roșii pe care noi nu putem să le depășim. Mulțumim mult! La revedere!